Directorii de școli se văd puși între ciocan și nicovală. Spre exemplu, la școala generală numărul 2, odată cu înființarea clasei pregătitoare, clasele a 4-a au rămas fără săl de curs. Și mai mult ca sigur că elevii vor fi chemați la ore după amiază. Vor fi 3 clase pregătitoare, avem 64 de elevi, 2 clase de secție germană și o clasă de secție română. Avem, după cum vedeți, mobilierul achiziționat, este deja în clase, urmează să fie aranjat. În ceea ce privește programul, după cum cunoașteți reglementările legale, ei vor veni, bineînțeles, de dimineață. Sunt clase care blochează absolut accesul celorlalți elevi pentru după amiază. Și sigur că venind de dimineață încă 3 clase și cu număr de elevi atât de mare și atâtea clase, deocamdată ne găsim în situația în care, sigur, vom modifica pentru început programul claselor a 4, așa cum prevede legea. Sălile sunt pregătite fie că elevii vor susține cursurile dimineața ori după amiaza. Unii părinți, puși în situația de a nu putea lăsa copiii singuri acasă dimineața, se gândesc să-i mute la o școală la care orele se țin în prima parte a zilei.